Există atât de multe informații contradictorii pe internet, iar astăzi vom explora și vom demonta unele dintre cele mai comune mituri pentru a vă ajuta să aveți o înțelegere mai clară despre ceea ce înseamnă să fii în formă și sănătos. Așadar, haideți să începem! Dacă nu faci exerciții, mușchii se vor transforma în grăsime. Acesta este un mit foarte răspândit. Mulți cred că în momentul în care încetezi să faci exerciții, mușchii tăi se vor transforma în grăsime. Dar să clarificăm un lucru. Mușchii și grăsimea sunt două țesuturi complet diferite, iar asta nu se poate întâmpla din punct de vedere fiziologic. Ceea ce se întâmplă în realitate este că atunci când încetezi să faci exerciții, mușchii se pot micșora, iar dacă nu-ți ajustezi alimentația, poți câștiga în greutate sub formă de grăsime. Pentru a menține compoziția corpului, este important să continui să ai grijă de alimentație și să faci exerciții în mod regulat. Nu este bine să faci exerciții pe stomacul gol. Miturile despre exerciții și dietă includ și ideea că este greșit să faci exerciții pe stomacul gol. Adevărul este că efectuarea exercițiilor într-un post ușor poate fi benefică, deoarece corpul tău are șansa de a arde mai multe grăsimi. Este important totuși să înțelegem că acest lucru nu se aplică în toate situațiile și depinde de obiectivele tale personale. Ești mai sănătos dacă reduci semnificativ porțiile de mâncare. Reducerea drastică a caloriilor poate încetini metabolismul și poate duce la pierderea masei musculare. O abordare mai sănătoasă este să reduci treptat aportul caloric și să menții o dietă echilibrată. Mai mulți mușchi înseamnă mai multă forță. Acesta este un mit care presupune că mușchii mai mari sunt cei care generează mai multă forță. Dar adevărul este că dimensiunea nu indică întotdeauna forța sau capacitatea musculară. Fibrele musculare sunt de trei tipuri și anume fibrele musculare de tip 1, tip 2A și 2B. În funcție de tipul de antrenament, poți stimula mai mult o anumită categorie de fibre musculare, iar în acest fel poți câștiga anduranță, forță sau volum. Este important totuși să înțelegem că un program de antrenament bine structurat și variat este cheia dezvoltării mușchilor în mod eficient. Transpirația este un semn sigur că pierzi în greutate. Mulți cred că dacă transpiri mult în timpul antrenamentului, atunci pierzi în greutate. În realitate, transpirația nu este un indicator direct al pierderii de grăsime. Transpirația este răspunsul corpului la căldură și activitate intensă și nu are legătură directă cu cantitatea de grăsime arsă. Dacă nu simți durere imediat după un exercițiu, nu a fost un exercițiu bun. Acesta este mitul no pain, no gain, sau cum s-ar traduce în română, fără durere nu vei câștiga. Adevărul este că nu trebuie să simți întotdeauna durere imediat după un antrenament pentru ca acesta să fie eficient. Febra musculară poate apărea și după câteva zile de la antrenament. Așadar, nu vă faceți griji dacă nu simțiți febră musculară sau durere imediat. Greutățile libere nu sunt mai bune decât aparatele de exerciții. Acesta este un alt mit despre fitness care trebuie clarificat. Greutățile libere și aparatele de exerciții au fiecare beneficiile lor. Alegerea depinde de obiectivele personale și de preferințe. Nu există o abordare universal corectă. Consumă proteine cât mai repede posibil după antrenament. Miturile despre proteine susțin ideea că trebuie să fie consumate imediat după antrenament. Din punct de vedere nutrițional, corpul nu necesită proteine imediat. Procesul de sintetizare a proteinelor în corp este destul de complex, iar utilizarea acestora de către organism se face în timp, nu în minute sau ore. Este important să distribui consumul de proteine pe tot parcursul zilei pentru a susține procesele de recuperare și dezvoltare musculară. Poți mânca oricât junk food dorești dacă faci exerciții intense. Acesta este un mit periculos. Consumul excesiv de junk food poate avea consecințe negative asupra sănătății, indiferent cât de intense sunt exercițiile. O dietă echilibrată este cheia sănătății. Trebuie să faci exerciții zilnic pentru a fi în formă. Exercițiile zilnice pot fi prea mult pentru majoritatea oamenilor. Corpul tău are nevoie de timp pentru odihnă și recuperare. 3-5 sesiuni de antrenament pe săptămână sunt mai mult decât suficiente pentru a fi în formă, cu condiția ca ele să fie eficiente și bine planificate. Este important să ne bazăm pe informații corecte și să ne adaptăm programul de antrenament și dietă la nevoile noastre individuale. Nu uitați să vă consultați cu un specialist în fitness sau nutriție pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele. Mi-ar plăcea tare mult să auzi și părerea ta despre aceste mituri, așa că te invit cu mare drag să-mi lași un comentariu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe conținuturi interesante despre sănătate și fitness. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, iar până data viitoare, nu-mi rămâne decât să vă salut cu respect!